Meciul Zimbru-Olimpia din etapa a doua a diviziei naționale a fost unul tensionat. Chiar la începutul partidei, jucătorii celor două formații s-au luat la ceartă. Cel mai gălăgios a fost capitanul gazdelor, Oleg Șișkin. Scorul a fost deschis în minutul 38 de Oleg Mola, care a profitat de greșeala portarului Leonid Groza. Atacantul de 25 de ani al galbenverzilor a devenit astfel golgeterul la zi a campionatului cu 3 reușite în 2 meciuri. Olimpia a avut 2 ocazii clare prin Gheorghe Ovseanikov în partea a doua, însă a ratat de fiecare dată. Zimbru a marcat un gol prin Mola, care a fost anulat pe motiv de offside. Câteva minute mai târziu, Radu Catan a dublat avantajul echipei sale. Am avut o accidentare la legamente și am fost, adică, un an și ceva, un an, aproape 2 ani, nu am jucat deloc. Sunt foarte bucuros că am marcat. Etapa 2 de bea, deci e normal, Zimbru e o echipă destul de bună, cu scopuri mari, deci noi e normal că am avut careva probleme, așa de lot. În următoarea etapă, Zimbru va juca în derbiul Chișinăului cu Dacia, iar Olimpia va întâlni Sfântul Gheorghe Suruceni.